că merge, dar lasă-mă să mă așez și eu, să pot să spun, Hristos a înviat. Și s să să au și răspunsul de la dragii noștri urmăritori. 10 mai, pe vremea, pe alte vremuri, era ziua regelui, acum a regii salți, regii TikTok-ului, regii manelelor, dar noi să fim sănătoși. Hristos a înviat și bine v-am găsit la cafeaua de după din această minunată zi de 10 mai. Totul e ok, totul în regulă, toate sunt bune sunt bune, cât de cât sunt bune, da. un student din Târgu Mureș sau cum zice colegul Robi Tirghi Mirghi, cazat într-un cămin din Cluj-Napoca, a fost prins că avea asupra lui ceva droguri. Acum, ce să-ți trimită mai ta pe Coțofana, pe Dacos, pe... Ce să-ți trimită? Pe Ok, un fel de zacuscă upgradată, cu niște ciuperci până ea. Da, și aia care i-au găsit drogurile, nu li rușine, aia să le caute în șosete și așa. Lăsați, mă, studenții să învețe, că până la urmă trebuie să-și ia zborul. Nici cu elevii nu mi rușine. Niște elevi de la un liceu din București au făcut grătare în timpul orei. Au făcut grătare în timpul orei. Ci că spre stupefacția tuturor, profesorul n-a intervenit. Păi spera și el să prindă o pulpă, doi mici. Mic, ceva? Și Dacă el... lei, la... N Hams da, hamsia, da, hamsia, hamsiu, ha, dacă e de sex masculin, cred că e hamsiu. Acum, ce să zic, bine că au fost ocupați cu ceva elevii, că îi vedeți, că vin la școală, ba, cu săbi, ba, cu grenade, mai bine să vină cu grătarul și să-și facă o cărniță acolo. Mai avem și elevi meritoși, o echipă de elevi din Focșani au câștigat campionatul mondial de robotică din Houston, America vă dați seama, ci că Focșaniu e cel mai depopulat municipiu reședință de județ din România. Și ăștia vor să îl repopuleze cu roboți. Bravo lor! Felicitări! Imediat după ce au primit această distinție, au fost invitați la Cotroceni. Dar nu să-i medalieze, nu să fie medaliați, nu să primească diplome, ci că să repare robotul suprem. Mai este un pip și scăpăm de el. Buymeacoffee.com slash cu Bendea este site-ul pe care puteți dona o cafea. Am unul vă forțez, ca să avut și voi, cheltuiel de epuraj, sau cum îi zic eu, Eddie de la fancurier, la Epo. Un răz din suflet. Da, acum, nu. No. Uh, zice că România a început să crească producția de lactate. Să produc lactate de bună calitate în România. Cu toate astea nu facem nicio brânză. Că nu mai știm ce e bio, nu mai știm ce e tradițional. Uitați, un studiu de ultimă oră spune că o femeie, o femeie pe parcursul vieții consumă un kilogram de ruj. Deci se rujează, mai mare brânză, mare gust. Deci mănâncă un chil de ruj în timpul vieții. Accidental. Doamna Diana Șoșoacă își pune rujul păpită de stres de la campanie de la astea își pune rujul pe pită, cum pui Nutella pui cu Nutella da, se întâmplă se mai întâmplă și la case mai mari ce să mai înghițim și noi înghițim în sec, cum face o analiz. o analis a rămas fără bani pensia lui Viorel e mică și o împarte pe medicamente, mâncare, facturi trisfertul la păcănele e greu și au făcut un sondaj de opinie pe Facebook zice ce să mai vând din casă ca să avem ce mânca, trist cineva i-a propus și a fost de acord să îi vândă chiar și crucea lui Viorel Lis. El n-are loc de veci, mă, sunt chestii macabre, dar cândva a fost invitat la o emisiune a lui Măruță și au făcut cu el un reportaj la cimitirul din Săpânța și au făcut o cruce în versul. No, ajuns să-ți vinzi crucea ca să mănânci ceva? Alții au prea mult, de exemplu, Jador, își adoră actuala iubită încât ormer merg să se stabilească în străinătate. Jador cu o cheamă pe iubită sa Ciocan. Ciocan, Oana Ciocan, așa o cheamă, la care pomoha ce-o zis, e spălat. Spălați să fiți și voi de tăterele și de toate păcatele. Prin faptul că v-ați uitat azi la cafeaua de după cu Nicu Bendea, o să fiți optimiști, pozitiv și tot weekendul ăsta mâncați numai grătare, dacă vor rămas bani în urma Paștilor, că e porașul ăsta, tăl dracu, e tare scump. Vizionare plăcută la ce mai punem noi în continuare pe net, că o să fie o săptămână plină. Videouri din videouri, îți dai seama? V-a plăcut ediția specială? Scrieți-ne în comentarii. Eee, vă văd că râdeți. Sănătate, bucurii și numai de bine!